Salut, prieteni, ce faceți? Astăzi este o nouă zi din vlogul nostru. Astăzi vă facem un unboxing la un microfon. De data aceasta am schimbat, încerc să schimb setup-ul la vlogul nostru. Am început prin a filma cu un telefon. Noul meu telefon este un iPhone 12. Și am lăsat în urmă camera mea de la Canon, care filma la fel, filma cu 4K, cum filmează, cum voi filma și aceste clipuri de aici înainte cu în 4K. Mi-am făcut o mică aroganță după ce am ajuns la fabuloasa sumă de 100 de subscriber pe canalul meu și vă mulțumesc, tot am zis că o să mulțumesc cândva și poate voi face și un giveaway. Dar până atunci mai este, așa că astăzi următorul pe listă este un microfon de la Boya. Am avut de ales între microfonul de la Boya și cel de la Rode, care este microfonul mai de top pentru ceea ce vreau să fac eu, și anume un shotgun pe care îl voi folosi mai mult în vlogurile mele de călătorie. Ca preț nu cred că erau prea mari diferență. Cel de la Rode, nu mai țin minte ce model este, dar care este la aceeași concurență cu acest Boya, era în jurul la vreo 300 de lei, iar acesta este modelul MM1 Plus, deoarece vine față de modelul MM1, vine cu un jack pentru căști, în afară de jack-ul pentru propriu-zis pentru microfon. Microfonul l-am luat de la zidoshop.ro. Nu este nicio sponsorizare, pur și simplu de aici mai îmi cumpăr eu anumite accesorii, ultimul accesoriu fiind niște căști de la Audio Technica A20, ceva de genul ăsta. Voi pune și un clip care l-am făcut mai de mult de când tot zic că-l pun și nu l-am pus. Deci, cum spuneam, pentru vlogurile mele de călătorie am ales un nou setup cu telefonul iPhone 12 și ca să se audă cât mai, sau se aude un pic mai profesional și un pic mai bine față de microfonul de pe telefon, am optat pentru acest telefon, pentru acest microfon, mă scuzați, de la Boya. Este un pic mai ieftin față de cele de la Rode, dar v-am zis, acesta este modelul MM1 Plus, care are în plus jack-ul de căști, cu toate că mă repet, mai repet o dată, ca să se știe mai bine care e diferența între cele două. Sunt o grămadă de review-uri pe internet și pe YouTube cu acest microfon, dar ce m-a bucurat și ce am văzut în anumite review-uri, că vine cu un nou suport de prindere, microfonul pe această patină rece. La vechile modele era un pic cam rigidă și am văzut că se lăsa un pic de zgomot, făcea un pic de zgomot. Și să procedăm la unboxing. Avem scula noastră. Ia să vedem pe unde se desface. Ah, pe aici. Dar cred că are sau nu are? Nu știu dacă are, nu, parcă nu pare acțipildul de ce certifică că este nou. Un pic de, nu vreau să deteriorez cutia. Așa. Deci, cum ziceam, acesta este cutia microfonului, câteva specificații, că este compatibil cu anumite sau majoritatea smartphone-urilor, cu tabletele, cu camerele de DSLR-urile, cu PC-uri și cu alte chestii. Este un microfon cardioid, condensator, shotgun.
E pur și simplu, îl montezi și îi dai drumul, nu necesită baterie și nu necesită nimic mai mult. Este făcut din metal și ca opțiune ce m-a făcut pe mine să aleg acest microfon, vine cu două chestii pe care la alt telefon, la alt microfon nu venea cu ele, și anume. Deci în el găsim cutia, certificatul de garanție, bineînțeles Shenzhen, făcut în China, cărticica, bineînțeles care toată lumea nu mai citește, că bineînțeles că am văzut, tot ne repet, că bineînțeles că toată lumea știe cum să folosească un microfon și știe cum să folosească orice accesoriu care să cumpără. Deci, în primul rând, am ales acest microfon deoarece alte microfoane sau cel de la Rode vine cu un singur cablu care leagă microfonul cu camera prin acea mufă TRS, dacă nu mă înșel, da, TRS, și acesta mai vine cu încă unul. De aceea eu folosesc smartphone-ul și nu folosesc o cameră DSLR. Acest cablu se numește TRRS de 3,5. Ce e interesant, am văzut la altcineva că aceste cabluri îți dăm un rângură. Asta se montează direct la smartphone, iar partea asta direct în microfon. Direct în microfon. Un cablu destul de ok. Singurul lucru ce nu-mi place și îmi plăcea mai mult cel de la Rode, că era acel, cum îi zice, cablu care era arcuit și stătea mult mai frumos. Așa, deci asta se folosește în special pentru smartphone. Și special pentru mine, cel de la Rode, v-am zis, nu avea și trebuia să-l cumpăr separat. Și mai e al doilea cablu, livrat în cutie, special pentru DSLR, la fel de lung, la fel de ok și tot la fel. Cu stickerul pentru partea de intrat în microfon și partea care intră în cameră. Și scrie pe el și arată și o cameră. Mai departe, găsim un săculeț de travel, bineînțeles, cu logo, cu boia, care pentru mine o să fie super, 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 super bun și interesant. Și după cum vă ziceam, acea patină rece și cu suportul, este mai diferit față de MM1, deoarece acela era mai rigid. Și era partea asta era legată direct undeva aici. Și la anumite șocuri se auzea un sunet ciudat în microfon. Ăsta văd că e mult mai moale. E destul de tare ca și fabricații văd. Să sperăm că se țină și mult. V-am zis, e ca aceeași patină rece ca la toate microfoanele. Așa. Și microfonul în sine, care este destul de mare față de ce am văzut eu cum îi zice, în diferite unboxing-uri și în diferite review-uri. Mi se pare un pic greu, mai greuț, am crezut că e din plastic, dar e din metal, după cum ziceam. Se prinde pur și simplu să sperăm că nu o să fie problemă cu el. Și nu e problema cu el, eu trebuie să mă, mi-e frică să mă port prea ușor cu el. Să sperăm că și reușesc și să nu-l stric din prima. Wow! Nu, chiar nu credeam că o să fie așa. Așa, după cum spuneam. Ia uitați! Deci, după cum ziceam, este super, super
amortizează super, super bine. Cum am zis, diferența între MM1 și MM1 Plus sunt cele două jack-uri. Asta are două jack-uri, MM1 Plus. Unul fiind pentru... Hai să-l întoarcem invers ca să se vadă ok. Pentru căști, acesta este jack-ul pentru căști și aici este jack-ul pentru microfon. Pur și simplu, microfonul care era pentru mine. Se ia cablu, un pic de încurcător, mă scuzați, se ia cablu, îl montăm și montăm direct. Ce am eu? Până acolo vreau să vă mai arăt o chestie. Cum zice toată lumea, pisica moartă. Dar nu este o pisică moartă. Sper să nu se supere un iubitorii de animale. O ricotă sau o pisică, o pisicuță, cum zic eu, care este nemaipomenită pentru vânt și pentru când vorbește aproape de microfon cu pâurile, știți cum e. Acum deocamdată filmez cu telefonul și se aude prin microfonul telefonului. La vechea cameră, la Canon-ul meu, chiar îmi cumpărasem, nu mai țin minte de la ce magazin, photoshop.ro, ceva de genul ăsta, niște pisicuțe micuțe care le-am atașat pe cameră și chiar îmi zicea lumea în comentarii că se aude foarte, foarte prost când eram undeva afară și se auzea destul de tare vântul, nu se auzea mai deloc. Așa că este binevenit acest setup. Așa arată microfonul, o să vă arăt mai târziu și cum o să se aude prin telefon. Este un pic cam mare, mi se pare un pic cam mare față de ce am văzut eu în review-uri. O să fie un pic ciudat când o să încep să filmez cu el, dar totul o să fie ok. Pe lângă toate acest microfon și aceste cabluri, eu, ca să pot să-l conectez la telefonul meu, la iPhone 12, știți că iPhone 12 nu mai vine cu mufa jack pentru căști, sau în cazul meu pentru microfon, vine cu direct cu asta, cum îi zice, lighting. Așa că mi-am cumpărat separat și un adaptor de la lighting la jack. Acesta e dintr-un magazin de undeva dintr-un mall. Este la vreo 50-55 de lei. L-am vrut să-l iau original pentru că multă lume spune că cele neoriginale nu le citește iPhone-ul. Așa că acesta este cablu. Mi se pare foarte, foarte firav. Să vedeți, să sperăm că mă ține mult. Așa. Ăsta îl montăm aici. Pur și simplu, și asta îl montăm în telefon. O să revin cu sunetul după microfon, cum să se aude cu microfon. Și după cum am spus, am revenit cu noul microfon, sunetul după noul microfon, am montat microfonul la cameră. Cred că se aude cu totul diferit, am făcut și o încercare mai înainte cu un reportofonul după telefon și s-a auzit super diferit. Am vorbit și din spatele camerei, am vorbit și din fața camerei și se aude cu totul diferit. Am vorbit și cu microfonul telefonului, am vorbit și cu microfonul Boya și mi se pare chiar super interesant. Sunt cam la vreo jumătate de metru de telefon, cred că se aude destul de tare. Cu cât mă dau mai tare aproape de telefon, cu atâta cred că se aude și mai tare. Acum cred că se aude super ok. În continuare o să pun și un filmuleț cu setup-ul telefonului. Acesta este setup-ul meu cu trepiedul care nu este chiar de foarte bună calitate, care urmează să-mi iau un alt trepied. Telefonul iPhone 12, cablu de la lighting la jack și de la jack la microfon. Acesta este microfonul montat pe cameră. Este super stabil. Cred că se aude, nu știu de fapt cum se aude. Cred că trebuie să stau în fața lui ca să se audă super, super ok. Acum fac și încercare să văd cum se aude. Acum chiar sunt în spatele lui și nu știu dacă se aude super, super ok. Dar să sperăm că când voi filma afară o să se audă super, super bine. Și să fiu super mulțumit de noua achiziție.
Acesta a fost mini unboxing-ul, mini care este un pic maxi unboxing-ul meu, spre că m-am făcut înțeles și nu cu toate că n-am dat toate specificațiile, cred că le găsiți undeva, o să le cole, o să le punem în descriere, ori o să le găsiți pe site. Dar mă bucur pentru noua achiziție și ne vom vedea de la noua noastră călătorie, care va fi undeva prin Europa, următorul nostru city break, cu noul setup, cu noul microfon, cu noul telefon și mi-am achiziționat în acest timp, de când am lipsit, și un laptop de la Huawei, care sper să editez cu el cât mai multe filmulețe. Și în același rând mi-am să am cât de multe chestii de filmat. Am schimbat și programul de editare și să sperăm că să iasă tot ok. Vă mulțumesc, la revedere. Pa, pa.